Pentru host și domeniu foarte ieftin, accesați linkul din descriere. Salutare prieteni, bine ați venit pe canalul oficial Tutoriale Gratuite. În acest tutorial vom vorbi despre un browser făcut special pentru Windows 10 și bineînțeles pe care îl puteți folosi doar pe Windows 10. După cum știți și voi, majoritatea utilizatorilor care au Windows 7 au făcut upgrade-ul la Windows 10 automat, de aceea Windows 10 este folosit de mult mai multe persoane în această perioadă. Deci, dacă totuși folosim Windows 10, haideți să vedem cum găsim și un browser destul de rapid și optimizat pentru Windows 10. Bine, veți spune că există Microsoft Edge. Există Microsoft Edge, însă dacă am dori să găsim o alternativă la Microsoft Edge, veți putea folosi programul pe care vi-l voi prezenta în acest tutorial. Trebuie să intrați, bineînțeles, în magazin Play pentru a descărca acest program. Magazinul Windows, mă refer, nu magazin Play. Și scrieți la căutare Shy Browser. Acesta este browserul, dați click pe el și veți fi duși către o pagină de unde veți putea instala voi acest browser fără absolut nicio problemă. De asemenea, acest browser este optimizat pentru cei care folosesc Windows 10 de pe o tabletă sau chiar de pe un telefon, pentru că îl puteți instala și pe telefon. Este optimizat foarte, foarte bine pentru gesturi. Și bineînțeles, există și laptopuri cu touchscreen și pentru acela este optimizat. Deci îl descărcați de aici și haideți să vedem cum arată browserul. Veți vedea că este foarte, foarte simplist, nu are nimic special în acesta. În primul rând, aceasta este pagina de bază cu care vine el. Veți observa că aici aveți bara de căutare de la Bing și nu bara de adrese. Bara de adrese este jos aici și, de exemplu, dacă vreți să accesăm Google, va trebui să scriem aici google.ro. Scriem google.ro și, bineînțeles, vom accesa google.ro. Nu vă luați după netul meu pentru că netul meu este foarte, foarte slab acum, dar la voi va merge mult mai repede dacă aveți netul mai bun. Haideți să intrăm puțin în setări, să vedem ce setări are. Dați click pe aceste patru liniuțe, settings. Avem aici Start Page, noi putem seta google.ro, Search Engine, din păcate nu putem seta alt Search Engine afară de Baidu și Bing, vă recomand Bing. Enable Geolocation, aici vă va detecta locația de unde folosiți acest browser și tema dark, în cazul în care folosiți acest browser, să zicem, noaptea, da? Dar mie nu-mi place dark, mie-mi place light. Apoi la aceste setări mai avem posibilitatea să accesăm site-urile favorite, să adăugăm la favorite un site. Îl adaug, ok, să vedeți cum apare. Dacă intru la favorite, veți vedea că mi-apare google.ro la favorite. Dând click pe X, îl putem scoate de la favorite fără nicio problemă. Și avem și un night mode. Dacă folosim calculatorul, telefonul, tableta, laptopul noaptea, putem folosi această funcție și veți vedea că nu veți avea probleme cu ochii pe durată dacă folosiți această funcție. Însă, vă dați seama, este mult mai deranjant ziua. Dar noaptea veți vedea că este foarte, foarte bine pentru ochi să folosiți acest mod. Și haideți să intrăm și pe canalul nostru pentru finalul acestui tutorial ca să vă arăt că am ajuns astăzi, 1 aprilie, da, dar nu este o farsă de 1 aprilie, am ajuns la 5.000 de abonați, ceea ce este un număr absolut incredibil și vreau să vă mulțumesc pentru acest număr. Nu vreau să lungesc foarte mult acest final, însă am vrut să fac acest final deoarece nu vreau să mai fac un video special cu atingerea acestui număr. Am vrut să vă anunț că am ajuns la acest număr și să vă mulțumesc tuturor celor care v-ați abonat și tuturor celor care urmăriți videoclipurile mele. Eu am fost Emi, voi ați fost pe canalul oficial Tutoriale Gratuite. Nu uitați, dacă aveți propuneri, sugestii sau reclamații, puneți-le în rubrica de comentarii sau puteți accesa articolul către site din descriere. Eu am fost Emi, voi ați fost pe canalul oficial Tutoriale Gratuite. La revedere!